Începând cu data de 1 ianuarie 2024, odată cu pensiile, crește și ajutorul de deces. Astfel, cuantumul ajutorului de înmormântare, în cazul asiguratului sau pensionarului, se majorează la 7.567 de lei. Totodată, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, ajutorul de deces crește la 3.784 de lei. Casa Națională de Pensii precizează că, începând cu data de 1 ianuarie 2024, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 7.567 lei, iar câștigul salarial mediu net utilizat la calculul impozitului pe venitul din pensii de serviciu este de 4.426 lei. Prin urmare, începând cu data de 1 ianuarie a acestui an, conform prevederilor articolului 20 din legea 422 din 2023, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de legea numărul 263 pe 2010, cu modificările și completările ulterioare, este de 7.567 lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului și de 3.784 lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.